Prima dată îmi citesc eu și după aceea voi repetați după mine. Dar pe rând. Denisa, apoi tu și ultima este Mihaela. Da? Da. O papa și ișăm. Te rog, Denisa. O papa. O papa. O papa și ișăm. Ișăm. Bun. Te rog. Aceeași propoziție. Da, wei, mi baba și eu și ișăm titlu. Da, da, wei, mi baba și ișăm ma. Bun. O papa și ișăm. Denisa? O papa ișăm și imă. Acum nu mai ai ma. Da? Te rog. O baba și eu și ișăng. Bun, Mihaela. O baba și ișăng. Bun, următoarea propoziție este cea spusă de Xiao Yun. Mi mama nă. Mi. Mi mama nă. Bun. Mi mama nă. Mi mama nă. Foarte bine. La Mihaela a fost cea mai bine pentru că ultima silabă a citit-o foarte scurt. De ce a citit-o foarte scurt? Pentru că nu are niciun ton pe ea. Nu are niciun ton pus deasupra vocalelor. Hai! Ultima propoziție. O mama ți-ar inham cu zuo. Denisa? O mama ți-ai inham. Inham cu zuo. Cu zuo. Atâta. Până la punct.